Vorbim puțin despre modul multiplayer al lui Call of Duty Black Ops, care a primit un nou trailer de gameplay, care prezintă noul gun game, care este unul din modurile de gamble ale jocului. Am văzut un match întreg din perspectiva unui jucător care de altfel a și câștigat. Și pot să spun că nu este foarte diferit de Modern Warfare 2 din punct de vedere al gameplay-ului. Gun Game este un mod de joc complet nou pentru această serie și introduce o mecanică foarte interesantă. O modul dinamic cu anumită armă, primești arma următoare, dar dacă primești melee attack, pierzi arma și tot așa. Cel care câștigă este cel care reușește să facă să treacă prin toate, da, face, ciclu de arme, face câte un frag cu fiecare armă. Armele devin din ce în ce mai puternice, dar din ce în ce mai greu de stăpânit, să zicem că dacă ai un rocket launcher și te întâlnești față în față cu inamicul, nu prea ai ce să faci și muriți amândoi. Dar e un mod de joc foarte interesant și... Ceva nou, mă rog, da, altă, o variațiune. Plus că au introdus noul sistem de credite, prin care nu mai ești nevoit să treci prin mai multe niveluri de joc pentru a debloca anumite arme sau echipament. Și trebuie pur și simplu să ai destui bani cât să le cumperi și poți în modul ăsta să deblochezi numai armele pe care le vrei cu adevărat. Și... Am înțeles. E o chestie deșteaptă asta. Și vorbim tot de chestii, mă rog, deștepte, tot legate de Call of Duty Black Ops. Da, wow, asta m-a uimit și pe mine. Un pirat al jocului a fost prins. Bine, nu este tocmai pirat, săracu. E vorba despre un cetățean american care a intrat în posesia unei copii finale ale jocului, care de altfel a și jucat, l-a terminat și... Cum a mai? Rămas, ca să spunem în ghilimele, orgasmat de ceea ce a văzut. Da, a spus că este cel mai bun joc din istorie. Așa. Nu știu dacă pot fi de acord cu el, dar pot fi de acord cu faptul că a dat $150 pentru acest joc. Și pe urmă l-a dat înapoi pentru a nu intra în pușcărie. Sunt da, de acord cu chestia practic asta. Practic avocații Activision i-au bătut frumos la ușă și au spus: nenea, nenea, ai ceva care ne aparține. Nenea ceva panicat de genul, a dat joc. Este exact aceeași situație cu Apple și iPhone 4, da, cu da. Gizmodo. It's all over again. Cert este că s-a rezolvat fără victime colaterale. Da, jocul nu a ajuns pe torente, din fericire, iar... jucătorul a rămas entuziasmat și mai mult ca sigur din clipurile de pe YouTube pe care le-a postat, sunt sigur că o să-l cumpere din nou și o să-l joace în disperare. Și bineînțeles că asta înseamnă că nu va plăti $60 pe joc, ci a plătit deja 150 și cu 60 de $210, cel mai scump Call of Duty Black Ops vândut în prima zi. Așa. Trecem de la Call of Duty la rivalul său principal de anul acesta. Este vorba despre Medal of Honor. Răspunsul celor de la ei la seria Call of Duty, care va primi un nou mod de joc pentru multiplayer, cel puțin în versiunea de console. Se vorbea despre un mod bazat pe echipe care pune cele două echipe față în față într-un fel de deathmatch fără respawn-uri, în care trebuie să câștigi două din trei runde. Acesta se cheamă clean sweep. Din păcate PC-ul nu va primi cel puțin deocamdată acest mod de joc. Modul și... ăsta e gratuit, nu? Da, da, va veni printr-un patch gratuit. Dacă ai cel puțin, dacă ai jocul cu online pass, îl vei avea gratuit. Dacă nu, va trebui să plătești cei $10 pentru online pass. Da, și am înțeles că pe PC va fi lansat un patch. Da, PC-ul va primi un patch bazat pe versiunea feedback-ul din beta. Beta, exact. Este, se pare, cea mai mare prostie pe care au putut o face. Au lansat un beta mult prea târziu în ciclul de development și nu au avut timp să corecteze problemele care au fost semnalate în acest beta. Personal am jucat versiunea finală și pot spune că modul multiplayer lasă de dorit foarte mult în anumite situații și nu știu dacă acest patch va corecta cu adevărat aceste probleme care, din punctul meu de vedere, sunt fundamentale. Mai multe despre acestea într-un review pe care îl vom avea pe site cândva, dacă nu săptămâna aceasta, săptămâna viitoare. Și nu vreau să mai zăbovim prea mult la acest subiect. Ok, trecem mai departe. Microsoft sunt următoarele noastre victime și vin săptămâna aceasta cu două redesign-uri pentru serviciile lor. Site-ul Xbox.com primește un redesign prin care poți să-ți editezi avatarul direct online, direct web, a? Da, este probabil un lucru realizat pentru suportul Windows Phone 7 și noi clienți care vor veni odată cu Kinect și Games for Windows, care va primi un nou site. Cum adică?
Windows Phone 7 o să aibă Xbox Live. Da. Da? Microsoft România nu știe chestia. Da, din păcate. Așa. Iar Games for Windows va primi un redesign mult mai asemănător serviciului Steam. Steam, adică care e o clonă pe față și va include nu numai jocuri care oferă suport pentru Games for Windows Live, ci va avea și jocuri din afară, să le zicem așa. Party, să exact. Da, ideea este că nu sunt doar jocuri Microsoft sau jocuri incluse în programul Games for Windows Live, cât, mă rog, toată lumea care va dori să fie inclus în magazinul. Cine a cumpărat ceva de pe Steam sau cine a vizitat Steam știe la ce se aștepte. Și din ce am înțeles, o să poți plăti în sfârșit cu bani și nu cu puncte. Da, da, se va putea plăti direct cu cardul și nu va trebui să cumperi mai întâi puncte și apoi să poți să le cheltuiești. Noul Xbox.com va veni și cu un Silver Membership care se va redenumi în Free Membership pentru Xbox Live. Este pentru a nu induce în eroare noi clienți care vor veni probabil cu Și ca să ai în titulatură magicul cuvânt free. Adică e pe gratis, nu ne cere nimic. Nu da, ne cere e nimic. Pe gratis, dar nu dă nimic de fapt. Adică de vrei demo? Stai și tu o săptămână pe bară. Da. Vrei să joci multiplayer? $50 pe an. Da. Asta e strategie. Să revenim un pic la Games for Windows, mă rog, store, redesign, whatever. Da? Ce vorbeam noi înainte de a înregistra podcastul, nu mai prinde cumpărând de acolo nici dacă mă arzi cu fierul roșit. Adică prefer să dau dublu pe un joc eventual, dar să-l iau de pe Steam sau din retail, decât să îl iau de pe Games for Windows. Nu știu, am cont de Games for Windows, de altfel dacă, mă rog, n-ați văzut încă secțiunea Meet the Cast de pe site, a fost refăcută, în sfârșit suntem prezenți acolo. Că și de dacă vreți să ne contactați, aveți acolo toate cel puțin da. 4 metode. Da. Nu am introdus ID-ul de Yahoo pentru că nu vrem totuși spam în căsuța de prieteni, dar puteți să ne contactați pe oricare din cele 4 metode. Mm-hmm. De da, ideea e că acolo avem toate ID-urile și putem fi spamuiți prin aceste metode, iar ce vreau să zic, am ID de Games for Windows Live, mă rog, și de Xbox Live, însă l-am forțat pentru că unele jocuri nu merg decât așa. Și, în general, cele care folosesc Games for Windows Live în multiplayer trebuie jucate. Da, da, cum a fost Bioshock 2, de exemplu. Sau GTA 4. Da. Asta e motivul pentru care am acest ID, îl folosesc foarte, foarte rar și cred că și la tine. Da, eu mă joc Street Fighter 4 pe PC online. Atât. Da, și este, da, poate ceea ce încercăm să spunem este să folosești celelalte 3 moduri de contact, că da, dați mai ușor de noi. Probabil Steam, Steam cred că îl țin pornit tot timpul. Da, și dacă suntem în area de Games for Windows, ca să spun așa, un game care va ajunge anul viitor pe Windows, Windows și pe PC este Witcher 2, continuarea unuia dintre cele mai bune jocuri de PC lansate în ultimii ani, exclusiv pe PC. Da, Witcher a fost probabil RPG-ul care a arătat că RPG-urile pe PC încă se pot face și încă se pot face bine. Probabil asta i-a atras și pe cei de la BioWare să fac Dragon Age, care a fost un joc foarte bine primit de cei de pe Cert PC. Cert este că Witcher a vândut peste 1,5 milioane de bucăți pe PC și, având în vedere climatul actual, să vinzi atâtea exemplare da, numai pe PC. Dacă nu ești Blizzard, în general nu poți să faci da. Asta. Witcher a avut parte de mai multe update-uri complet gratuite, printre care, mă rog, puteai să Enhanced Edition, da, puteai să-ți upgradezi versiunea ta la Enhanced Edition sau, alternativ, dacă nu aveai jocul, puteai să-ți cumperi direct nou pachet Enhanced Edition, pe care îl puteți găsi la un preț accesibil chiar și în magazinele din România, arată foarte bine. Și este un echivalent al Collector's da, Edition și pentru multe alte așa titluri. Așa este, să folosesc o expresie un pic mai barbară, este burdușit de content. Primiți jocul, primiți un making of DVD, un CD cu soundtrack, o hartă imensă, o novelă, as in o carte separată cu novela The Witcher. Deci n-ar trebui să fie și-l un găsit pachet complet, da, să da, zicem da. Așa. Deci chiar e păcat în momentul în care un developer chiar depune efort să scoată un joc bun pentru PC, adică platforma pe care, mă rog, marea majoritatea gamerilor din țara noastră o folosesc și se plâng de obicei că nu există jocuri și așa mai departe. Chiar e păcat ca în momentul în care un developer îți oferă un asemenea joc pe PC să nu îi fie oferit suportul necesar ca să poată continua. Pentru că de chestia asta este legat subiectul de care discutăm, și anume faptul că Witcher 2 probabil că va apărea tot doar pe PC.
pentru că CD Projekt nu sunt încă totuși o companie într-ajuns de mare sau puternică dezvoltată încât să poată handle un proiect multiplatform. Da, uite, CD Projekt sunt un developer din Polonia, da. Sunt europeni și știm că studiurile europene ori sunt cumpărate de alte companii mai mari din afară și primesc proiecte cum au fost cei de la Mercury Steam din Spania. Sau People Can Fly și așa. Sau Green, care they failed, dar au primit contracte de la Capcom. Ei bine, CD Projekt sunt oarecum independenți, au fost cumpărați de o firmă care se ocupă cu sisteme de calcul din Polonia, dar încă nu au fost cumpărați de o companie mare. Iar asta nu le oferă posibilitatea de a putea învăța de la alte echipe și de a învăța cum să folosească aceste platforme. Da, CD Projekt a încercat să realizeze o versiune de console și a primului Witcher și a Rise of the White Wolf, însă au apelat la o companie externă și anume Widescreen Games, dacă mi-aduc bine în minte niște francezi, care, mă rog, au fost probleme în development, nu au mai fost fonduri și până la urmă s-a renunțat la idee. Pentru că dacă, să zicem, nu ai tu cunoștințele necesare pentru a realiza un asemenea proiect, da, angajezi puterea de muncă externă, însă trebuie să o finanțezi. Și probabil că s-au terminat și banii destul de repede și au renunțat până la urmă la idee. Probabil că sunt în aceeași situație și cu Witcher 2. Noi ne dorim să fie un succes pentru că ce am văzut până acum din joc arată excelent. Și ar fi păcat ca un asemenea joc de o asemenea calitate să nu fie adus unui public cât mai larg. Da, sunt de acord. Witcher 2 arată foarte bine. Witcher 1 a fost foarte, foarte interesant încă de la început, iar versiunea Enhanced, it made it all look even better. Și eu ca gamer, să zic, mai mult de console, îmi pare rău să aud că jocul ar putea să nu apară niciodată pe console. Pentru că probabil asta e singurul fel în care l-aș juca. Și nu spun asta pentru că sunt PC hater, nu, pur și simplu am devenit atât de comod cu schema de control de pe console și nu știu, parcă toate jocurile sunt conectate într-un fel, uite, și cu trofeele sau achievement-urile. Cu toate jocurile adaug la un ceva unitar. Pe PC totul este împrăștiat, dacă nu sunt pe Steam, înseamnă că totul este haotic, exact. Mă rog, acum ideea este, din punctul meu de vedere, că nu ține neapărat la acest tot unitar de care spui tu. Din punctul meu de vedere, dacă e un joc bun, un joc, indiferent de platformă, da, aștept Witcher 2 și ți-aș recomanda și ție să pui Steam-ul și să-ți instalezi primul Witcher și să petreci câteva... Când o să ai timp, poate de sărbători, să petreci câteva ore prin... Nu, mai mult ca sigur îl voi juca în totalitate, am încercat să-l joc o perioadă scurtă. Au venit alte lucruri și asta e problema, cu domeniul nostru, mai ales în perioada asta. Chiar dacă ai vrea să joci altceva, nu ai timp pentru că, practic, și nu spunem, nu cred că exagerăm deloc când o spunem, în fiecare zi ești lovit de altă apariție și trebuie să faci un calendar, la ce facem review, la ce nu facem review, de, hai să le punem pe unele în podcast să vorbim de ele, că nu o să avem cum să le facem review, vezi minunăția de la Obsidian și așa mai departe. Nu e chiar atât de ușor. Da, e mai greu decât pare. Mai ales în condițiile în care suntem doi oameni care trebuie să acoperim tot. Vom mai acoperi încă două subiecte foarte scurte. Care sunt legate tot de PC. Da. Ca să nu spunem aceasta că am avut un PC-centric podcast. Așa. Avem 3D Mark 11, care a primit un nou trailer. Și ați putut vedea secvențele astea chiar pe site. Era ceva genul Temple something, something. Da, ceva în junglă. Și nu poți să spui că 3D Mark nu arată bine, e da, absolut imposibil. Mă rog, am putut să spun că 3D Mark n-a arătat bine în versiunea Vantage, care chiar mi s-a părut subpar. Dar tot chiar și așa îți omora hardware-ul. Da, îți omora hardware-ul, dar ideea e să îți omore hardware-ul cu ceva care într-adevăr te lasă da. Cu... 3D Mark 11 pare să spele păcatele. Da, arată Vantage. Foarte bine, există nivele de efecte cum nu vedem în jocurile actuale, e clar. Dar chiar și așa art style-ul și stilul grafic overall mi-a adus foarte mult aminte de Uncharted. Ai și scris acolo, și da. Și cineva spunea că Uncharted nu are cum să fie cel mai arătos joc existent și da, știi că... țin să-l contrazic că tehnologia, adică DirectX 11 nu este egal cu the best looking. Este, da, probabil cel mai impresionant din punct de vedere tehnic. Asta